Bună dimineața, prieten, bună dimineața și bine v-am regăsit la matinalul Radio Dinamo 1948, să fie neagră, tare, dulce, fierbinte, să răspundă la numere de cafea. Sunt Ionut Zaină, mă bucur să fim împreună în această dimineață. Alături de noi, așa cum bine observați, prietenul și colegul nostru Cătălin Alexandru, senior editor Radio Dinamo 1948, un domn care astăzi s-a trezit cu zâmbetul pe buze, cred că azi noapte a așteptat până la 4 dimineața să intre banii de la investitori. Intrat, Cătăline, sau ai dormit așa și nu ți-ai dat seama dacă intră banii sau nu? Că eu unul n-am dormit toată noaptea de emoție, adică tot așteptam banii aia să intre, n-am putut să dorm toată noaptea. Îi pândeam cu parul la ușă, am zis, bă, dacă apar banii în Dinamo, zic, să-i prind repede, să-i văd eu acolo că am intrat ca să pot să dorm. Bună dimineața! Da, vorba unui prieten, noi ce facem? Dormim și riscăm să intre banii și noi să dormim. Pe noi ce facem? Adică chiar halul ăsta. Dar uite, aici, într-adevăr, omul din stradă are... Aici te-a prins puțin, să știi. Dacă e neagră, tare, nu are cum să fie dulce. Într-adevăr, e Ba, are cum. Ce și aveți, mă, neagră oameni și... buni? Există zahăr. Da, dar nu mai e S-a acum. inventat zahărul, s-au Dar dus băieții tare ăștia. de tare de interie puțin, dacă e și Dacă nu dulce, mă da. înșel eu, s-au dus ăștia băieții ăștia prin America, la un moment dat unul Magellan s-a dus la regina Spanii și a zis, fă, domnule, vreau să vă aduc niște zahăr. Doamna. A plecat omul de nebun, da, a plecat peste mări să găsească zahărul, da. Adică nu știu la ce vă gândiți voi, dar se poate și dulce. Eu vă spun pentru că pentru mine contează mai mult zahărul din cafea decât cafeaua în sine. Totul e să conțină mult zahăr. Și prietenul, știi, prietenul ăsta Zoman spunea că ne-am vorbit, noi nu vorbim în general, noi ne auzim prima dată dimineața la și 58 când intrăm în programul de emisiune și vedem fiecare cu ce s-a îmbrăcat. De data asta ne-am, cum să zic, ne-am amuzat amândoi și nu s-a dus niciunul, evident, să schimbe tricou, că să părem porumbei păcii, nu? Că suntem oamenii păcii. Da, despre negocieri ce putem spune? Credem că totul se desfășoară normal de partea investitorului Murat. Cred că lucrurile se desfășoară normal, se fac ultimile retușuri. De partea investitorului cu... Îmi cer scuze, nu i-am reținut numele, fără să fie... William, hai să spunem William, că e cel mai William, simplu. habar n-avem ce se întâmplă. Am înțeles că omul e hotărât să vină dacă ia terenul, dacă, eu știu, primește bani de la mătușa Tamara, habar n-am. Nu știu, mi se pare o nebuloasă acolo din punctul meu de vedere. Nu mi se pare deloc o chestie clară, o chestie, ca să spun așa, clean, o chestie pe care, palpabilă. Da, mă rog, poate n-am eu toate detaliile, adică nu trebuie să dăm cu parul, ținând cont că, evident, din acea parte ne scapă niște elemente. Da, acolo recunosc, nici eu nu sunt atât de bine informat, chiar mi-am atras și eu niște critici, că vezi, domne, m-am legat de acel articol din realitate, dar acum, ok, voi spuneți așa, dar hai să sunăm altfel. Nu vi s-a părut în niciun fel, dar niciun fel nu v-a atras atenția faptul că prima condiție pusă era legată de terenul din Săftica? Adică n-am o problemă, Ioane, să fie... Da, e în plan să le iei. Și așa e și normal, să ai baza completă ca să poți să dezvolți acolo, să faci îmbunătățiri, să vii cu îmbunătățiri. Dar clubul ăsta, înainte de acea bază, are alte probleme și, cum să zic, presante. Adică, cumva, eu m-aș gândi la apartamentul meu să vin să dau jos niște pereți, să fac open space, de una bani să plătesc întreținerea luna care vine. Cam așa și aici, Dinamo are bani să schimbe, să strângă bani de la o lună la alta, să plătească salarii. Avem niște și mai avem și datorii foarte mari, că adică nu plătesc întreținerea și mai avem și datorii. Și așa mai avem și acel plan de reorganizare care cumva trebuie refăcut și cumva interesul mi s-a părut ciudat. Vă spun sincer, nu e influențat de nimeni, de unul sau de altul, dar mi s-a părut chiar ciudat că prima condiție asta era legată de teren. Nu mi s-a Nu, părut. nu vreau să vorbesc cu păcat. Mie mi s-a părut ciudat când i-am văzut cifrele de afaceri ale domnului respectiv pe acea firmă. Și are niște cifre de afaceri în care ai putea să iei un club precum, nu știu, Progresul Spartac. Un club fără datorii, evident. Habar n-am dacă Progresul Spartac are datorii sau nu. Dar în niciun caz un club cu situația financiară pe care o are Dinamo în acest moment. Da?
Și nu vreau să aud chestia asta, că în spatele lui se află domnul din umbră. Când aud de domnul din umbră, mă gândesc la grupul Benel. Da? În spatele lui se află cineva cu foarte mulți bani. Bă, da, am și o întrebare. N-am pățit chestia asta cu investitorii pe care erau undeva în ceață? Ați văzut pe cineva din grupul Benel? Marele grup Benel, da? Care, despre care nu știm absolut nimic. Da? Și atunci am niște semne de întrebare. Ok, dacă era o situație curată, care se poate vedea, domne, vine X și investește, uite, X are bani, sau vine Y și investește împreună cu X și amândoi au bani, eram mult mai liniștiți din punctul ăsta de vedere. Dar așa se există întotdeauna o persoană, păi de acum, asta are pe cineva în spate, frățioare, da? Chestia asta îmi sună ciudat, îmi dă cu virgulă. Îmi dă așa cu virgulă și cu perioadă. Păi da, și ai, bună întrebare, iei baza pentru tine sau iei baza pentru Dinamo? Bun, legat de bani, tu ai dreptate, că na, sunt date publice cu cifrele de afaceri. Păi, vorbim de date publice, corect. Ce vorbim, de 100 de mii pe care poți băga anual Dinamo? Nu, ok, că ai, aici și noi, tu ai punctat foarte bine, eu mă gândisem dacă comparația asta cu Cortaseru și am în spate pe cineva. Și omul ăla spunea că are în spate pe cineva și că are un grup de investiții și că de asta cumva mi-e mai la îndemână și nu știu, poate greșesc eu, dar pe Murad îl știm, îl cunoaștem, îl vedem, e prezent, știm ce business-uri are, are multe, nu are puține. Uite, completează și domnul Dorin Iacob, că cineva a făcut aici o afirmație și nu este pe mâna lui Murad Dia, William Dia Șocher, cred că. Dacă l-am pronunțat greșit numele, îmi cer scuze. Vorbește, Dumnezeu, deci n-au legăt. Spui Șocher la Radio Dinamo, ce mai bune, respectăm și noi. Da, Șocher e frumos. Păi, asta spun. Da, Șocher. Cred că am pronunțat corect, dar nu contează. Nu știu, mi s-a părut, repet, mie așa, privind din exterior, nefiind implicat în niciun fel, prima condiție să pui pentru jumătatea de bază care este, cum să zic, e plină de cer, e o livadă. Băi, e Cătălin, o livadă. Da, nici măcar nu o pruni pe ele, să facem o țuică bună când promovăm, știi? Că măcar foloseam prunele alea la o țuică bună. Dar acum, na, o să ne chinuim din resurse proprii atunci când promovăm. Lăsând gluma însă, mie mi se pare o chestie în ceață acolo și o chestie pe care o folosește Marele Alb de Ardeal, da? O folosește ca pe un instrument de a, fie de a pune bețe în roate, pe cât poate, fie de a încerca să mai obțină niște mărunțiși, niște bani de cola, de ciungă, de țigări, de alte cele. Cred. Asta pot să speculez eu acum din bruma de informații pe care o am, nu sunt nefiind implicați direct, automat. Știm, dar eu când aud chestia asta cu, pentru că am auzit-o pe linia așa, că și domnii care sunt apropiați de Șerden mai vorbesc așa în stânga, în dreapta, domne, are pe cineva în spate. Aoleu, omul negru e în spate. Ora 7 a venit, omul negru n-a venit. Toată lumea are pe cineva în spate, știi, adică e fabulos. Noi de ce nu avem la Radio Dinamo pe cineva în spate cu bani? Vreau și eu să. Da, adevărul e că cineva ascuns așa. Dar facem și noi un apel. Cumva vrem pe cineva în spate. Da, o mătușa Tamara așa, ca să. Adică, hai să avem și noi, că dau anunț. Radio Dinamo 1948 caută investitori. Ei, gata că m-am săturat. Noi nu avem pe nimeni în spate. Tot timpul, dar pe zonuri am avut tot timpul pe cineva în spate și mă uitam în spate, bă, dar nu e nimeni. Da, corect. Acum, haideți să vedem ce se va întâmpla cu Calm. Eu sper să se concretizeze cât mai repede cu investitor serios, să avem bani la Dinamo, să există o liniște financiară. Din toate punctele de vedere, a spus bine domnul Iacob, asta ți-ar permite să întărești și actualul lot de jucători și să te poți gândi la promovare. Abia în momentul în care e un investitor care capitalizează, care bagă niște bani, atunci te poți gândi la promovare. Atunci calculezi altfel lucrurile, vezi pe ce posturi ai nevoie, unde trebuie să întărești, unde trebuie să dubluri. Acum ești cumva pe cotă de avarie. Te rog.
Da, nu, scuze, am pus tot mesajul, să nu-l pierd. Rada a fost și rezervat față de acesta, tocmai a avut o condiționare, dau bani la Dinamo dacă Negoiță îmi vinde terenul. A spus și el că nu dorește și nu dorește să fie asimilat cu ideea de a avea alte interese imobiliare. Acum, legat de interesele imobiliare, cumva, uite, îi mulțumesc, că sper că nu se supără că îi spun domnul Cătălin Mureșanu de la PlaySport, că e vorba de 1,5 hectare, atât are și, mă rog, am greșit eu, nu este, este zona unde este și clădirea Victoria și, mă rog, zona de generator. Într-adevăr, are dreptate, fiind bază sportivă, nu poți să faci chiar orice îți dorești, dar că aici rămâne valabil faptul că prima condiție asta este că îți dorești, repet, dacă Dinamo ar fi fost, Ioane, un club fără alte probleme stringente, acum rapide, ok, era normal totuși că ce are, ce are și Dinamo? N-are foarte multe. Ok, vorbim, baza de suporteri este cea mai importantă, dar palpabil este baza săftica, într-adevăr. Depinde cine întreabă. Dacă întreabă un potențial cumpărător, Dinamo are de toate, să știți. Avem brânză, avem carne, avem și canal la mare. Avem de toate, așa este. Avem de toate, da. Dacă se uită vreun investitor, dacă vorbim între noi dinamoviști, în afară de suporteri și de istorie și de tradiție, avem baza Săftica și cam atât. Cam atât. Da, de asta, nu știu, înțeleg și dorința pentru baza Săftica, dar ok, bunul cel mai e de preț, așa, a spus și domnul Dorin Iacob la noi în emisiune și noi am afirmat asta în diverse rânduri. Dau un exemplu, Ioane, ce poate însemna pentru acest club o reușită, un declic? Eu tot mă duc cu gândul la acel meci de la Buzău din vara trecută, când am fost peste 5.000 de dinamoviști. Atenție, într-o duminică la ora 17, într-o deplasare cu Chindia în etapa a patra. Voi vă dați seama ce însemna clubul ăsta să ajungă cumva pe o linie normală și să aibă și rezultate? Vă dați seama ce mobilizare? Suporterii dinamoviști așteaptă asta și dacă reușiți să-i activezi, și poți să-i activezi doar având normalitate și rezultate, atunci îți dai seama că, wow, ce bază solidă are acest club prin suporte, dar cumva trebuie să-i aduci în momentul în care tu ajungi pe linia normalității, ori noi nu suntem. Suntem în parte de acea linie. Ai dreptate 100%, mi-aduc aminte și câteva rezultate sportive. Da? Mi-aduc aminte o super întâmplare. Jucam cu Viitorul, a avut Flavius câteva rezultate bune, era Flavius antrenor. Da, și da, Viitorul, da. Încă atunci când ne-a îngropat Ceinac, ne-a bătut Ceinac singur, da, da, da. Pentru aia de la Viitorul. Băi, fraților, zi de meci normală în Ștefan cel Mare, te duci și tu ca orice creștin curat, cu 30 de minute înainte de meci. Da? Bine, noi avem acreditări, dar eram cu niște prieteni, fraților. În ziua aia, cred că am fost undeva la 8.000, 9.000 pe stadionul Dinamo. Și era februarie, rece. Exact, februarie, rece. Pur și simplu a trebuit să stea omul la coadă să-și ia bilet. Au trecut vreo, cred că a intrat după 20 de minute. Da, oamenii așteaptă acel hai că se poate, acea speranță, pentru că ultimii ani nu ne-au lovit neapărat din punct de vedere sportiv, ne-au lovit mental la capitolul speranță, speranța într-un mâine mai bun. Eu știu că speranța, în teorie, moare ultima, dar numai în teorie. Oamenii au fost loviți după ani de zile de rezultate negative și ani de zile de chin, unii au cedat pur și simplu, au cedat nervos, este ca și cum au sărutat foarte mult un cactus, te saturi la un moment dat de răni. Or, Dinamo, din punct de vedere emoțional, a adus mai multe răni în ultimul timp și unii pur și simplu n-au mai rezistat presiunii. Și să fim înțeleși, sunt răni și sunt răni, adică fac tot așa o comparație, nu știu, e o julitură și una e să faci, nu știu, o ruptură de ligament în crucișaște, adică cumva ambele sunt răni, sunt accidente. Pe care experiența, da, n-amândouă ne pot spune. Adică. Exact, cam și așa și aici. Gândiți-vă la speranța noastră, țin minte când am ratat primul play-off și am jucat în play-out, am pierdut acel meci la Astra, păi n-am vorbit, n-am scos o vorbă cu Cătălin, în drumul spre casă, de la Giurgiu la București, cred că n-am vorbit nici
o secundă, eram cu toții supărați, două zile a trebuit să-mi revin. Și a fost un șoc pentru noi, atunci era un șoc să pierdem primele 6 poziții, să pierdem play-off-ul. Da? Mi s-a părut că au căzut cerul pe mine în momentul ăla, sincer. Da, am crezut că, Doamne, mai rău, dar nu se poate, știi? Da, apoi am început să avem bucurii din ce în ce mai mici, adică de genul, bă, hai că evităm retrogradarea. Până la urmă n-am mai evitat, ne-a plesnit retrogradarea de nu ne-am văzut. Ține minte, în perioada în care au fugit spaniolii și noi v-am spus mult după, eram foarte speriați în momentul în care au fugit spaniolii știind ce e la echipă, era undeva luna decembrie, noi nu știam dacă în ianuarie mai avem echipă sau nu. Țin minte că am plecat din studio și le-am zis lui Cătălin și lui Nicu, bă, băieți, m-aș bucura să ne revedem în ianuarie tot în studio să vorbim despre Dinamo, să avem despre ce vorbim. Acolo eram, pentru că practic ne plecau jucătorii, au trebuit să intervină ai noștri din DDB și au trebuit să intervină la modul la care să cadă în genunchi în fața băieților, să îi păcălească pe unii, să le spune, bă, rămâneți aici, că rămâneam fără jucători, nu puteam duce competiția la capăt. Și atunci ne-am salvat printr-o minune. Apoi, în următorul an, iar ne-am salvat printr-o minune. Atunci când a fost pandemia și a bătut nea Gigi, a luat 4 puncte, ne mai trebuiau 3, dar nu ne-au mai lăsat ăștia să mai jucăm. Da. Următorul an, la fel, a venit Urin, am avut turul ăla de forță. Până la urmă ne-a plesnit, am scăpat de două ori, dar a treia oară ne-a lovit glonțul, știi că erau în cărțile de război, știi că se spunea că cel care aprinde al treilea de la același chibrit ăla este împușcat de lunetist. Cam așa a fost și cu noi. A treia oară ne-a plesnit. Odată da? Ai făcut așa o prezentare, da, o trecere în revistă a momentelor crunte prin care am trecut, dar asta spun cumva privind în urmă. Nu, da, mă rog, nu vreau să... E mesajul domnului Dorin, dar nu vreau să chiar să... Eu sunt de acord cu dânsul. Tu ai o altă opinie, eu sunt de acord cu dânsul aici. Nu, că nu vreau să existe. Apropo, vreau să-i mulțumesc sau să le mulțumesc ca o paranteză tuturor celor care ne susțin prin steluțele de pe Facebook. Mulțumim frumos, am văzut acolo o serie de stele. Mulțumim domnului Ioan Cosmin Ciugudean. Cătălin este un romantic de fel. Este un romantic de fel. Și lui îi plac steluțele, așa că dați-i steluțe să aibă. Da, are un romantism exacerbat. Da, scuze, revenind, da, ca să termin și ideea, asta cumva, acum privind în urmă ratarea acelui play-off, pare așa, pistol cu apă, vai domne, ce v-a supărat voi atunci când ați ajuns în play-off, extraordinar. Și pentru noi atunci părea că e capăt de drum, doamne, nu se mai poate. Am scris un articol, cred că este în continuare cel mai citit articol din istoria site-ului nostru, cu bomba nucleară a căzut, Alexandru David să plece. Am vreo 40-50 de mii de citiri, a fost, eram crunt, eram negru de supărare, cum să ratăm noi play-off. Și acum apare David, vină înapoi, că... Adevărul e că din punctul meu de vedere a fost cel mai bun președinte al lui Dinamo din perioada Negoiță. Fără doar și fără poate. Omul a reușit atunci să țină, să aducă clubul la un echilibru financiar. Ceea ce era incredibil în condițiile în care Negoiță nu mai băga nici bani de ciungă. A fost un, sigur, sportiv, nu puteai să ai rezultate. Sportiv te chinuiai. A încercat o soiul de artificii. Când a simțit că e groasă, l-a pus pe Niculescu. La două zile s-a dus și l-a dus pe Rednic. Când a văzut că e groasă și că nu se descurcă cu băieții. Avea o chestie, David, care mie îmi place la un președinte. Și anume eficiența. Era foarte eficient. În momentul în care simțea că lucrurile nu sunt în regulă, nu ezita, nu avea o chestie sentimentală. Da. Și nici nu era frică să ia decizii. Bă, fac asta, mi se suie oamenii în cap și acceptați. În minte că după ce l-a dat pe Niculescu afară, pentru că a apărut urât din exterior, a venit Claudiu Niculescu, părea că nu poate în momentul ăla cu grupul de jucători pe care l-avea, tot respectul pentru Claudiu, dar cred că aici David a avut dreptate. Când a văzut că e Rednic liber, s-a dus, deși Rednic venea pe bază de conflict cu el, de conflict anterior, cu masa tăcerii, cu alte cele. Masa tăcerii, da. Da. Și în momentul în care
a venit Rednic, David a făcut, ce a făcut în momentul ăla? A făcut două lucruri. În primul rând, un tur de forță pe la toate televiziunile, încercând să-și explice decizia și să ia pe el, astfel încât să ia presiunea de pe Rednic, da, și să ia pe el toată acea decizie. Apoi a făcut ceea ce părea imposibil să se facă, și anume a pus ordine în birouri la Dinamo și la Săftică. S-a dus, i-a adunat pe toți și le-a spus: ăsta e antrenorul, dacă aude, dacă începeți iarăși să dați în presă că nu știu ce vă face Mircea, că vă omoară Mircea, că vă vinde Mircea, că vă cumpără Mircea, zburați cu toții, la revedere. Băi, și-a funcționat în acea perioadă chestia asta. Ne dați grele la prima oară. Da, stați așa, stați pe loc, spuneți-ne și nouă, stați așa, că dacă e... Să vină berea la băieți, stai să citesc pentru cei care poate doar ne ascultă și nu știu. Dragii mei, dimineața asta e începutul unei epoci sănătoase la Dinamo, restul e can-can cu bine. Doamne ajută să fie, cum să zic, am mai spus eu de azi să intrăm, că am spus că zilele astea pot fi definitorii pentru viitorul acestui club și poate chiar astăzi, data de 25 a 8-a 2022, că tot e luna august, așa are o predispoziție pentru a fi istorică, că și în 2020, în 13 august, a fost preluat de un anume individ care, mă rog, ne-a dus rău, dar acum să fie luna care ne aduce un nou început. Pe mine mă interesa să nu se întâmplă pe 23 august. Dacă e pe 25 august, e perfect. Pe 23 august s-au întâmplat toate catastrofele pentru poporul ăsta. Pactul Ribbentrop-Molotov, am mai avut în istorie nebuneli pe 23 august, apoi trădarea în care pur și simplu, în loc să ne retragem, să abdicăm, să ne retragem din război, am întors armele, ceea ce nu e ok. Deci pe 23 august s-a născut fosta mea soacră. Pe 23 august, acum că pe 25 august a trecut ziua de 23, putem să dăm drumul la șampanie, adică e perfect. Care beți, care nu, faceți ca mine, mai am două sticle de Pepsi, vă invit pe toți. Nu știu, hai să vedem acum, să așteptăm confirmările, că lăsați șampaniile acolo, nu știu, momentan nu, că e totuși și dimineața. Doru, care nu știu câți îl cunoașteți pe Doru Indricău, este din punctul meu de vedere istoria via lui Dinamo. Doru, le zine și nouă ce a fost pe 23 august 1981. Brașovul cumva? Nu știu. Doru, le-am uitat, ce eram copil pe atunci, zine și nouă. Deci, pentru cel care nu-l cunoașteți pe Doru Indricău, este un domn din Banate de undeva, care vine foarte des în București, o adevărată istorie a lui Dinamo. Omul avea agende, m-am întâlnit și mi-a arătat agendele, care că cu mult, mult înainte, undeva din anii 60, cred, corectează-mă, Nădorule, cu toate meciurile de Dinamo. Avea agende pentru că omul își nota pe agenda. Cu echipele, marcatorii, câte minute au jucat fiecare, era absolut fabulos acele agende. Un domn aparent liniștit care și-a aruncat vreo 3 televizoare pe geam datorită lui Dinamo, care în momentul retrogradării, mă bucur că ți-ai revenit, Nădorule, mi-a spus: îmi vine să mă arunc eu, nu mai arunc televizorul, și atunci chiar m-am speriat. Când s-au furat armele și s-au sinucis oameni la Timișoara. N-am știut. Apropo de domnul Doru Indricău, că tu n-ai fost la ultimul meci, ne-am întâlnit cu dânsul la meciul cu Oțelul și apropo tot așa, îl vezi, par un om liniștit și îl vedeai cum trăiește dezamăgirea înfrângerii cu Oțelul, știi? Adică cumva mi se pare incredibil că tot prin tot ce am trecut și dânsul, cât a putut să vadă la Dinamo în toți acești ani, multă experiență și în continuare foarte afectat, și asta înseamnă să iubești un club, asta înseamnă suporterul dinamovist în fond. Cât de supărați am fi, tot iubim, tot suntem acolo prezenți și supărați, și cei care am fost la meci, unii dintre colegii noștri urlau și țipau la finalul meciului, vor fi prezenți la clinice. Deci... Nu sunt singurul dement cu televizorul. Rusule, nu e singurul dement cu televizorul, dar trebuie să iei lecții de la natură. E deja la 3 televizoare. Adică nu știu cum te-ai descurcat tu, că săracul de tine ai făcut o resuplimentare, o grămadă pentru televizorul ăla. Te-ai săturat și tu să dormi pe preș. Bă, lăsați televizoarele în pace, că n-au nicio vină. Deși recunosc și eu am avut o slavă cerului că nu sunt o persoană violentă
și n-am avut o cană la îndemână când a ratat 99 în meciul de la, în meciul acela în care am luat bătaie până la urmă. Deci când a ratat 99, pe aia nu știam cu ce să arunc. Stai, nu, egal. Sau egal, da. Ne-a egalat în 95. Oricum a fost cu o înfrângere. Nu știam cu ce să arunc în momentul ăla. Eram... Da. Se întâmplă. Așa trăim. Nu... Da. Trebuie să ne calmăm, să ajungem... Acum, scuză-mă. Da, nu împărtășesc niciun șampanie momentan. A spus început. Până diseară, sper să avem o imagine mai clară, mai... Clară, mult mai clară, da. Să oferim vești mai concrete, asta ne dorim, corect. Acum apare așa un mesaj optimist, un gen de mesaj care, nu știu, cumva readuce speranța în rândul suflării dinamoviste și chiar aș vrea să fie un nou start. Doamne, nu pot să cred cât de mult. Uite, na, completare. Oameni buni, nu fac glume, dar sincer nu pot să nu vă împărtășesc măcar sentimentul corect pe care noi cei implicați în spatele cine l-avem deja, nu vă supărați, dar atât vă pot oferi acum. Uite, vedeți? Atât ne poate oferi momentan, ca să nu mai... Mulțumim! Dar las un pic mesajul pe ecran ca să-l vadă și cei care intră mai târziu și... Da, să avem și noi motive de bucurie, nu că a fost un meu prieten rusul să aruncăm televizoare pe geam. Bă, ăștia sunt începători, Cătăline. Eu m-am speriat foarte tare și vă spun cu mâna pe inimă când a dat Danciu gol la acea foarfecă pentru că am aruncat copilul în sus și copilul era vorba aia. Da. Îl țineam în brațe, deci vă dați seama cât de mică era fiimea și la gol am aruncat, noroc a prins-o taică miu, că... Da, deci din momentul ăla e clar, când joacă Dinamo nu trebuie să am nimic în brațe, că nu știu cu ce da, nu știu cu ce arunc. Deci m-am învățat minte, da, nimic la îndemână, nimic de aruncat, nimic de stricat, că nu se știe, da. Mulțumim încă o dată domnului Ioan Cosmin Ciugudean. Mulțumim frumos și mulțumim și domnului Dorin Iacob care ne oferă. Până la urmă le face el dimineața mai frumoasă suflării. I-am vist, noi am venit aici cu Caterinca, dar nu reușim noi cât a reușit în două mesaje, știi? Exact. Bun, la victorii luată de vizor în brațe, nu. Nu reușim să facem acest lucru, deși, pentru că nu prea avem victorii. Când o să avem victorii, o să vedem cum reacționăm. Am uitat de la meciul cu... din prima etapă, în care nu puteam să luăm televizor în brațe pentru că am fost la stadion, am uitat cum e cu victoria, dar nu-i nimic, ne reamintim sâmbătă. Ei, discutând despre meciul de sâmbătă, Cătăline, trebuie să batem, deși în pe hârtie adversarul este mult mai greu decât cel pe care l-am întâlnit în ultima etapă. Dacă în ultima etapă, poate mental, băieții uitându-se pe linia de clasament, s-au dus acolo cu gândul că oricum îi omorim pe ăștia, îi călcăm în picioare, acum și ne-au bătut aia cu simț de răspundere, acum lucrurile stau diferite, pentru că uitându-ne la linia de clasament a băieților ăstora, două victorii, 6 puncte, deja în 3 meciuri, ne dăm seama că avem în față un adversar serios. Și cred că trebuie să ne învățăm și noi cu un lucru. În Liga a doua nu este un galop de sănătate, nu. Se pare că dacă nu punem serios piciorul și dacă nu dăm din piciorul alea și nu ne batem cu ei și fizic și tehnic și din toate punctele de vedere, ne luăm pe cocoașe de nu ne vedem. Ei, și atenție, deci a avut 1-0 cu Iașu, au rămas în 10 oameni și atunci a reușit Iașu să câștige pe final de meci. În minutul 90 au marcat golul victoriei. Și atenție, întâlnim o echipă bună. Nu întâlnim... Nu era deja anul trecut, Ioane a terminat undeva pe... A fost prima sau a doua sublinie de play-out și a terminat pe 8, mi se pare. Din câte știu eu, din informațiile pe care eu le am, nu au un buget extraordinar, au până într-un milion de euro, apropo de bani și de bugete și... Da, uite, o echipă serioasă, o echipă muncitoare care va veni să-și vândă scump pielea. Nu cred că au un obiectiv calificarea în play-off, dar e genul ăla de echipă de nucă tare care ai de tras ca să-i învingi. Nu mă aștept, atenție, eu, dacă mă gândesc la o victorie, mă gândesc la o victorie la limită, dar trebuie să fie victorie. Sper să fie victorie. Trebuie să fie victorie. Și apropo de asta, dacă tot nebin investitori, acum vorbesc cu voi, cu suporterii, da, doar cu voi, cu suporterii. Hai bă să le arătăm ăstora ce înseamnă Dinamo.
hai să rupem stadionul ăla în două sâmbătă. Știu, e în câmp, știu, sunt probleme și eu mă chinui să găsesc un mijloc de transport. Am găsit până acum o șaretă și o trăsură, dar nu e nicio problemă. O să ajung cumva dacă nu apostolește precum Badea Cârțan. Dar pe bune, hai să-l arătăm ăsta la ce putem. Că, bun, ok, ne vin investitori, ne vin alea, dar hai să fim și noi prezenți, să ne facem treaba în primul rând acolo. Sigur, trebuie să facem și sold-out-uri, să ne continuăm activitatea în DDB, dar hai să le arătăm ăstora ce înseamnă Dinamo. Po bune, adică, hai că și noi trebuie să ne mobilizăm puțin. Lăsând totul la o parte, mai ales dacă o să avem investitori, indiferent de rezultatul meciului ăsta, se schimbă perspectiva. Și să fim noi acolo prezenți, să urlăm cât putem de tare pentru Dinamo. Dar să fim mulți, bă, să fim toți dacă se poate. Toți cei care simțim ceva pentru clubul ăsta. Câți putem intra, câți nu avem bilete, nu e nicio problemă, urlăm de acasă, luăm televizorul în brațe și țipăm tare. Dar haideți să fim acolo, să încurajăm pe oamenii ăștia, că e momentul să ne facem simțită prezență. Gata, ne-am făcut și noi, ne-a trecut supărarea, ne-am făcut încălzirea la meciurile de Liga a doua, știm cu ce se mănâncă, tot fotbalier dă-l Doamne iartă-mă, chiar dacă nu e nivelul ăla cu care am fost noi obișnuiți, dar hai să fim prezenți și să redevenim forța aia care să împingă echipa de la spate. Este absolut necesar să facem acest lucru. Apropo, uite, o să pun și link-ul pentru bilete, pentru participarea efectivă la meci. Dacă sunt între voi și vă mulțumesc celor care ați achiziționat câteva bilete și le-ați dat mai departe și eu voi avea grijă ca acele bilete să ajungă unde trebuie, aveți link-ul pentru tichetele online. Știu că s-a discutat despre prețul, despre etc. Acum, cred că înțelegem până când vor veni investitorii, clubul ăsta are nevoie de susținere financiară, adică da, cumva spui, Doamne, cum să pui în Liga a doua prețul ăla, dar Dinamo are nevoie de bani și acum ok, nu-ți permis 40 de lei să stai la tribuna 0, Peluza te așteaptă, tribuna a doua te așteaptă, vorbim de 15 lei, adică nu poți să-ți dea Dinamo bani să vin la meci. Promisor, în toate tacâmurile o să mănânc doar cu mâna. Vezi mă, că mi se pare că aia se mănâncă cu mâna în India. India, Bangladesh, în partea aia. Nu în Liban, dacă nu mă înșel eu. Uite, promit să mai citesc și eu, dar știu că în partea aia, sigur, în Bangladesh se mănâncă cu mâna și parcă și în India. Bine, și Pakistan, că până la urmă au fost aceeași nație, i-au separat englezii între ei. Dar nu facem istorie. Dar cred că așa. Cred că așa este, dacă mi-aduc eu bine aminte, că și memoria mea începe să dea rateuri. Da, am pus și link-ul pentru biletele virtuale, că tot a întrebat domnul Emanuel Răcătean din Hațe, care îl știu, am pus link-ul. Aveți posibilitatea, dacă ajungeți la meci, să cumpărați, dacă nu ajungeți, aveți tot așa o posibilitate de a ajuta clubul. Important e da, să se vadă susținerea și contează foarte mult să știi pentru meciul acesta prezența fizică la stadion. Chiar contează. Mulțumesc frumos. Gata, înseamnă că am greșit eu. Eu știam doar de India, de acea zonă. Dacă îmi spuneți că și la musulmani se mănâncă tradițional cu mâna, e în regulă. Prietenul tot ce țin, da. Cum a fost asta? Bravo, Silviule, felicitări. Mă lasă și memoria, Silviule, și memoria. Eu măcar recunosc. Da. Și printre altele, da, și memoria. Printre da. Altele ei, și... N-avem timp până la finalul emisiunii să spunem ce la... Da, pentru că, păi da, sunt atât de multe, Cătăline, sunt atât de multe. Bun. Asta spun, trebuie să punctăm cumva ce se întâmplă dacă astăzi vom primi o veste bună, trebuie să punctăm. Și unde ne putem bucura? Bă, oameni buni, nu suntem, iertați-mă, noi suntem suporteri, noi ne întâlnim pe stadion, nu suntem bețivi, mă rog, reformulez, nu suntem alcoolici, că bețivi mai suntem, două doamne iartă-mă, da? Să ne întâlnim în cârciuni, nu ne întâlnim în cluburi, că nu suntem, suntem suporteri. Noi trebuie să ne întâlnim și să ne bucurăm pe stadion, acolo unde este echipa noastră. Am mai spus-o, e puțin nefericit faptul că jucăm la Clinceni. Bă, dar unde joacă echipa ta, acolo trebuie să fii prezent. În limita posibilităților, că dacă o juca la Cluj, poate nu poți să ajungi, că e deplasare lungă, grea.
Dar când joacă în jurul Bucureștiului, bă, la adunații Copăceni, la Dințul de Sus, la Dințul de Jos, nu, că ăștia nu sunt lângă București, dar la, nu știu, Ogrezeni, la, mai țin mă, două, trei comune, voluntari. Da, dar nu știu de unde le iei, frate, da. Da, bă, acolo trebuie să fii prezent. Păi ce mă, Ogrezeniu e lângă București, ce ai? N-am auzit de ea, doamne, iertă-mi, nu știu unde. Bă, nimic nu știe asta istoria, bă, trebuie să-ți arăt arbole genealogică, tata s-a născut în Ogrezeni, bă. Ogrezeni, doamne. E colea la 30 de kilometri de București, vorba aia, pe lung. Da, apropo că o să-i răspund domnului Cătălin legat de tricou, nu e tricou din generația asta, e tricou mai vechi, albul, știi ce îngraș în general, Cătălin, e? Greutatea, grăsimea îngrașă. Albul săracul, da, îl scoate mai mult în evidență. Nu, nu ne mai păcăliți cu asta. Nu, scoate într-adevăr albul, da, scoate în evidență anumite deficiențe. Negru, ca să nu zic că negru suge, că se agită Ion aici. Da, nu, negru... că ne-a păcălit Nicu cu asta, cu negru suge și nu s-a întâmplat nimic. Le-am îmbrăcat în negru ca proștii 4 ani de zile. Negru mai subțiază, într-adevăr. Și atenție, dungile orizontale la fel te fac așa. Doamnelor și domnilor, alături de noi se află domnul Cătălin Rebotezatu, pentru că n-am putem spune Botezatu. Totuși am făcut același liceu cu Cătălin Botezatu, te rog frumos. Aoleu, ai făcut liceu? A, sau Cătălin Botezatu a făcut liceu? Normal, Alexandrian, nici nu știați voi că e din Alexandria, te aflați acum. Păi nu știu, mă, că la voi ne dați doar catastrofe și prim-miniștri, mă rog, hey. Tot aia, tot acolo e. Adică, uite, eu pot să spun, am rădăcini în Oltenia, noi v-am dat un președinte. Bă, a fost președinte 40 de ani, l-am împușcat la zi la Târgoviște, e partea a doua, dar v-am dat un președinte până la... Uite, mulțumim, domn. Acum că am un mesaj așa din inimă. Noi am rămas aici, într-adevăr, dacă mă întrebați ce am vorbit în primul matinal după retrogradare, nu o să știu să vă spun. Știu doar senzația pe care o aveam. Dacă vreți, cea mai mare bucurie pentru noi ar fi ca toată această perioadă să culmineze cu salvarea lui Dinamo prin venirea unor investitori. Asta ar fi cea mai mare bucurie a noastră. Și bineînțeles, vă mulțumim și pentru apreciere și pentru faptul că sunteți dimineață de dimineață, seară de seară alături de noi, pentru că nu facem emisiunile astea pentru noi, le facem pentru voi și asta ar fi cea mai mare bucurie pentru noi în momentul de față. Corect. Uite, aici sunt de acord cu alt oltean, cu Sorin Margine, așa e, am dat și un bachier pe viață să trăiască Mugurel. La Isărescu se referea. Da, nu știam că e... E din Trăgășandră, doamne iertă. Da. Așa. Bun, ne întoarcem la ce trebuie să facem în perioada următoare. În primul rând să nu credem că dacă ne vine investitor, rolul nostru în DDB s-a terminat. Nu, dimpotrivă, trebuie să facem același lucru pe care l-am făcut și până acum. Să mărim comunitatea de suporteri dinamoviști, pentru că s-a format o comunitate frumoasă în cadrul DDB-ului, să ne plătim cotizațiile, să luăm bilete, să ne susținem acea cotă de acțiuni pe care o avem. Asta trebuie. Nu trebuie să dormim, să spunem gata, s-a terminat rolul nostru, să revine doar acela de a ne pune fularul de gât și a merge să țipăm pentru Dinamo. Nu. Trebuie să învățăm că în momentele dificile și foarte dificile am fost plasa de siguranță a acestui club. Că dacă nu ați fi existat voi suporterii, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dinamo n-ar mai fi existat acum. Pur și simplu. Doar nebunia voastră, și mă înclin în fața celor care au contribuit cu un bilet și cu sume mai mari, doar că nebunia voastră a salvat Dinamo. Acea nebunie care nu este specifică nimănui în țara asta și pe care nici noi nu aveam. Pur și simplu a fost disperare, a fost apoi o emulație, apoi iarăși disperare și din disperare am ajuns în situația în care putem spera la un viitor. Altfel, Dinamo era îngropată, iar acum probabil ne gândeam undeva prin Liga 5-a de unde să cine are paternitatea echipei și eram sub... Eram separați în 10. Am reușit să rămânem uniți, asta este foarte important, deși au încercat unii alții să ne bage bețe în roate, că nu e Dinamo echipa asta, nu, noi am reușit să rămânem uniți, n-am plecat pe fenta altora, am reușit să salvăm clubul ăsta de 3 ori de la îngropăciune,
Și sper ca de acum să le arătăm tuturor că suntem o forță, să putem să căpătăm acel lucru pe care le-am pierdut. Și o să sune ciudat ce spun, dar ne-am pierdut aroganța aia în care ne uitam la adversar de parcă erau bătuți cu 3-0 de la vestiare. Am pierdut-o de mult. Și aroganța aia ne-a făcut întotdeauna să fim diferiți, exact aroganța aia. Dar n-am fost niciodată echipa favorită a conducerii, pentru că a avut grijă tanti Leana să nu fie o simpatizantă a lui Dinamo, da? Și întotdeauna au existat ani de zile când noi trebuia să ne mulțumim cu ghete de aur, cei mai bătrâni știu despre ce vorbesc, pentru că titlul se hotăra în primăverii, dar aveam acea aroganță pe care am pierdut-o și trebuie să ne o regăsim. Trebuie să Dinamo să devină acea forță, pur și simplu, acea forță de care să se teamă ceilalți, pentru că acum nu se mai teme nimeni de noi. Cine o să se teamă de tine în momentul ăsta? Strânești mai mult milă, ironie, glume pe seama ta se fac. Am devenit, dar tu vorbești de aroganță, Iane, am devenit totodată mai umili. Și știi ce? Prin faptul că am devenit mai umili, o să apreciem cu atât mai mult momentul în care vom ajunge din nou acolo sus, unde am mai fost și vom mai fi. Asta este, cred că, important de precizat, pentru că da, și noi eram undeva sus, ne uitam de sus la alții, desconsideram, cine vine în groapă fără cinci nu scapă. Ok, erau momente frumoase, perioade frumoase, dar cumva noi am ajuns cei care să fim la capătul celălalt al glumei. Dar trebuie odată trebuie să iasă soarele și pe strada noastră. Să sperăm că de astăzi va fi acel moment în care să spunem, uite, de azi începe o altă eră pentru Dinamo, începe un alt drum pentru echipa noastră. Să sperăm. Haideți să vedem anunțul oficial. Nu sunt, atenție, nu vreau să fiu eu Toma Necredinciosul și nici Zaina Necredinciosul, dar vreau să văd, și Toma a trebuit să vadă, da? A trebuit să aibă ceva palpabil, să pună mâna și să vadă rănile Mântuitorului. Cam asta sunt și eu în momentul de față. Vreau să văd. Uite, prietenul nostru, nu, scuze-mă. Te rog, voi cum vedeți că Zăvălan, inclusiv în emisiunea voastră de acum istorică, evită să comunice despre negocierea cu Mura, care este avansată în toate sursele extraclub și a ieșit în presă să declare de interesul lui Dia, exact cel care discută doar cu Ședan, mi se pare ceva în neregulă? E o întrebare foarte grea, e cumva... N-am mai discutat, poate a fost și un pic de ambiție, faptul că nu a fost implicat în primul rând dânsul sau cumva a fost în linia a doua a negocierilor. Posibil să mă gândesc așa, dar nu cred că domnul Zăvoleanu vreodată în viața asta va pune el biețe în roate realizării unei investiții în clubul Dinamo. Mi-e foarte greu, nu cred, că până la urmă care este misiunea RTZ pe care dânsul a prezentat-o de fiecare dată? Ieșirea clubului din insolvență. Da, e vorba și de faza cu bani, are de recupera bani. Nu știu, nu vreau să... Nu sunt banii importanți. Să specul. Ce ai spus? Da, glumeam. Nu sunt banii importanți? Bă, ce bine, Cătăline, trimitem și banii tăi, te rog eu frumos. Dar n-a citit, bă, cum niște cantitate neglijabilă cu ce să... E vorba aia, adică... Îți dau contul. Mulțumesc. Bun. Da, întotdeauna spunem că banii nu sunt importanți când este vorba despre banii altora. Da? Altora, evident, absolut, normal. Da. Da, aș intra într-o speculație aici. Eu spun așa, că trebuie să avem răbdare și să apară ceva clar. Domnul Zăvăleanu, până la urmă, este un domn care se ocupă de o firmă de insolvență, toată stima, tot respectul, care are contract cu Dinamo. Nu este proprietarul clubului Dinamo. Da, evident. Da, da, adică, și sunt convins că dânsul știe despre ce este vorba și este în măsură, poate, pentru că, hai să fim serioși, poate așteaptă ceva clar, ceva palpabil, să vină să prezinte ceva palpabil. Și eu, dacă aș fi oficial al clubului, aș prezenta când am ceva palpabil. Adică când, bă, uite, asta este. Exact ca în cazul unui jucător, da?
Nu poți să spui, băi, a venit, nu știu, mijlocașul ofensiv X până nu e în curtea ta și a semnat contractul. Chiar dacă tu ai contractul semnat de înțelegerea făcută cu el verbal, chiar dacă băiatul a venit la săftica, îl prezinți în momentul în care au venit analizele și vezi că e 100% sănătos. Da? Da. Se așteaptă vizita medicală, după care anunță Johnny. E, Johnny anunță în momentul în care are toate datele, în care e contractul semnat, în care se face poză cu băiatul ăla și așa mai departe. Cam așa o văd eu. Sper să nu fie mai mult de atât, adică sper să nu fie un orgoliu, că nu văd de ce să ai orgoliu în situația asta. Da, plus de asta acum nu o să mai discutam, n-am mai oferit nici domnul Zăvălanu informații sau atâtea discuții referitoare la negocierile cu domnul Murad. Până la urmă s-au mai schimbat niște date de atunci. Sunt convins că în momentul în care discuțiile au avansat și implicarea RTZ a devenit alta, automat trebuie să implici și firma de insolvență. Da. Cumva, na, nefiind, am mai spus, nefiind partea acestor discuții, nu suntem acolo prezenți zi de zi, nu avem toate datele. Eu sper, repet, eu sper că vor fi negocieri care să ducă la un alt viitor pentru clubul Dinamo. Politic, sună politic, dar sună frumos. Atât de necesar. Era o melodie cu ce frumos viitor luminos. Exact. Dar bine, continuarea nu era chiar. Ce minunat e să poți să lucrezi toată viața la stat. Adică. Dar continuarea nu era chiar așa de luminoasă. Da? Bun, nu vreau să vorbesc acum despre, eu știu, jucătorii despre, până la urmă avem meci poi mâine, vom vedea. Sper ca băieții ăștia să se fie integrat, mă refer aici la cei doi, pentru că spaniolul deja se pare că s-a integrat. Și o să se integreze și mai bine, că și la el e loc de mai bine, hai să fiu serios. E loc de mai bine, clar, trebuie să-și cunoască și el cu echipierii, că bănuiesc că acum ai strigat după număr, numărul 7 vine să-ți dau pasă, mă rog, nu știu în ce limbă striga. Da, și nu joacă singur, adică... Da, mai ales pe postul pe care volează este direct dependent de calitatea jucătorilor aflați în fața lui, da? Rolul ăla de coordonator. Și da, tu ai spus foarte bine, să integreze și un Ghezali, un Bena în apărare, să intre Patriș, să joace altfel. Vezi, așa am recunosc oamenii înțelepciune. Da, eu simt de înțelepciune, adică bă, Ion e înțelept. Și noi de obicei când vorbim despre persoane înțelepte, că eu nu-s bătrânică ani, da? Când vorbim despre persoane înțelepte, spunem mă duc la bătrân, da? La doar bătrân să mă lumineze. Vezi? Domnul Alexandru mi-a recunoscut înțelepciune. Da. Ce gust a avut? Bună, nu? Oh. Ai început să plângi? Ai simțit nevoia să faci în scutec? Sau? Se întâmplă, da. Eu am pus sare, dumneavoastră a spus alte lucruri. Am pățit păi să avem o linie defensivă franțuzească, Patriș Bena. Da, Patriș Bena, da. Corect. Băi, da, Patriș și mai revine sau nu și mai revine, lăsând gluma. Nu credeam că o să mi se facă dor de Patriș, un fundaș cu experiență, dar care are două viteze, încerci și pe loc. Da? Dar are știința de... jocului. Da. Mi-aduc aminte de Gigi. La un moment dat vorbea de unul din jucătorii la Dinamo și spune, bă, ăsta aleargă de dici că stă pe gard. No. Da. Un jucător care a fost la noi. Nu mai contează. Da? Bine, noi apropo, dacă am jucat, toată lumea spune Patriche, că rămâne pe urmă așa, Patriche cu Bena. Am avea un cuplu de fundaș central destul de micuț, adică nici Patriche de-abia sare de 1,80 și Bena are 1,85. Dar Patriche, cu toată înălțimea lui, nu știu, e periculos la fazele fixe. Are această calitate. Știe să se poziționeze. Mai e o chestie la băieții ăștia care sunt mai pitici așa la 1,80. Bine, spusă de noi, Cătăline, sună ca dracu chestia asta. Adică, no. Asta a fost citat din Petre Roman, da? Nu, din Caramitru. Așa. Da, stau să mă gândesc că dacă au detentă bună, de ce nu și poziționare bună? Se referă că a fost un turn de control, adică prin
faptul cât de static era și nu, la asta da, te referi. Da. Păi dar nu, aici e vina lui Sorin, capitanul nostru, antrenorului nostru, Sorin Margine, care ne-a spus înainte de meci cum să stăm pe teren. E vina lui, nu a spus că trebuie să alergăm. 100%. Și a fost ca un tur de contra, zis. Eu respect întotdeauna indicațiile antrenorului. Întotdeauna. Adică și dacă a spus, bă, tu trebuie să stai acolo, acolo am stat. Da? Nu mi-a zis, bă, tu trebuie să și alergi. Da? Da, a uitat comanda 2. Asta este, Sorin, e vina ta. Ce să facem? Eu și băiatul ăla, când dai stânga, uităm comenzile. Lasă-mă că își revine. E copil. Nu o să-și revină și el, și Bordușan, nu o să-și revină, dacă au lângă ei jucător de calitate, am toată convingerea că vor da și ei alt randament. E nevoie, stabilitatea va aduce și rezultate. Ai nevoie de stabilitate la vârf, care acea stabilitate se transmite și jos. Atenție, în primul rând, se cresc și pretențiile, normal. Da, și au o siguranță zilei de mâine, adică nu mai stau... Și sper să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat cu Țone sau cu băieții ăștia care n-au bani de ghete. Adică, hai să fim serioși. Trebuie la un moment dat, ne trebuie și nouă stabilitate financiară. Nu, trebuie stabilitate financiară. Apropo de stabilitate financiară, că am scris și eu de dimineață pe site. Acum a fost un comentariu la domnului Dan Ciuraniu ca seară și... ca o completare, mâine se lansează shop-ul online, vedeți, vești bune peste vești bune. A fost anunțul dânsului în cadrul emisiunii, poate nu au urmărit toți, nu au fost toți atenți. Așteptăm și noi cu nerăbdare să fie o ofertă cât mai diversificată, cât mai amplă. Și eu vă spun ceva, nu comparați cu achiziționarea de abonamente, este cu totul și cu totul diferit. Eu cred că e momentul să arătăm că susținerea se face și în mod efectiv și avem posibilitatea după ani și ani să achiziționăm produse oficiale ale clubului Dinamo. Abia aștept să văd ce produse vom avea și să văd o mobilizare importantă din partea fanilor. Atenție, previziunile sunt de ordine a sute de mii de euro profit. Sper să îndeplinim acea previziune. Sper din inimă. Sper din inimă. Uite, mă gândeam că ne ceartă domnul antrenor, spune că am venit la în excursie la Brașov, la fotbal au venit alții. Pe mine m-au păcălit, Sorine, că nu veneam. Mi-au zis, bă, vină la Brașov să vezi paia neagră, până mi-am dat eu seama că era vorba despre biserică, eram deja în Brașov, adică. Asta e. Bine, și mai spun ceva, Sorine, am înțeles că a făcut acolo un tur culinar din ăla, cu greutate. Da. N-a existat ideea la voi de salată, deci... Era așa la capitolul, două la parte, adu mici, adu costițele, că profesori pizza, da, și mai aveți pretenții de la banii să nu mănânce și urma, vai și amor. Dar ce am mâncat? Te-am spus, înainte de meci, n-am luat decât niște mici, atât, adică eu personal, erau trei mici atât, ce n-ai bani, adică serios, proteine, vitamine. Corect, tot ce trebuie. Organismul da. Să dă randament maxim pe teren de fotbal, evident. Nu mă întrebați ce produse vor fi disponibile, chiar nu știu, nu m-am interesat. O să le vedem la fața locului. Știți cum e, mai bine să nu vă spun, să căutați pe acolo prin toate și să vedeți, a, uite, vreau cană, a, uite, vreau breloc, a, uite, vreau eșarfă, a, uite, vreau set de, nu știu, tricouri, vreau negru, vreau alb să fie și roșu. Ori avea și carpete cu răpirea din serai? Da, exact. Da, asta e foarte important. Măgureanu nu mai este jucătorul lui Dinamo. Măgureanu nu mai e jucătorul lui Dinamo. Nu știu unde a ajuns. La CS? Nu știu dacă a ajuns. Mi se pare că n-a ajuns la CS. O să aflăm. Bă, da, apropo, sâmbătă. Da. Iartă-mă, dar mi-am adus aminte și eu mi-aduc aminte rar. Foștii noștri jucători, gen Filip, gen Răuță, și-au găsit, mă, echipă? Răuță are, nu e la Hermannstadt. Nu, Răuță, dacă nu greșesc, îmi spune, dar știu că a ajuns la Hermannstadt, vă spun, nu urmăresc Liga 1, foarte, foarte, foarte puțin. Și nu e Hermannstadt echipa pe care să o urmăresc. Da, Filip știu că nu știu, dar în rest cam tot și-au găsit prin prima ligă sau în străinătate, cum ar fi cazul lui Cătălin Carp, de Eman a fost în, tot așa, în Cipru. Cipru. Torjei pe primul loc, da, corect.
Ce no, da. Pe primul loc în Liga 1? Farul? Te rog. Farul e pe primul loc. Habar n-am, că nu m-am uitat la... Păi și băieții ăștia, Dan Petrescu, ăștia cu mulți bani și alte cele, nu? Nu servesc? Mi se pare că n-au jucat, i-au menajat pentru meciurile din Europa, dacă, repet, dacă nu mă înșel. De nu m-am uitat nici măcar pe clasament la Liga 1, adică nu, atât de supărat sunt că nu mi-a trecut chestia aia. O să-mi treacă când revenim noi. Nici refuz. Două cuvinte, refuz. Da, Filip e impresar, a trecut de la zis moment. Mă, acum vreau să vă spun o poveste, dar nu vreau să dau un nume. Dar un om tare drag nou din cadrul clubului Dinamo, așa că ți-aduce aminte, Ioane, prin iarnă eram pe Arena Națională, în momentul în care Filip, cred că revenea sau urma să revină, și a avut o discuție și a spus: mă, băiatul, dacă continui pe linia asta, în maxim 2 ani de zile tu te lași de sportul ăsta. Mai are și mai de ani. Mai are puțin. Mai are puțin și ajunge în punctul ăla. Poate n-a ținut cont de sfatul oferit atunci de un om cu vastă experiență în cadrul clubului și a zis: vezi că într-un 2 ani maxim te lași de fotbal. Uite-mă ce mă dă ăsta în gât. Băi, George, da, să mă, doamne, iartă-mă. Ce e în Brașov, rămâne în Brașov, ți-am zis. Da, adică... Na. Ce-a că și George, sunt convins că a nu, mâncat George... salată Caesar. Nu, George a fost foarte cumpătat. Nu, serios? Fost... Da. Păi, pentru că el a plecat imediat după meciuri, nu, a dispărut din zonă, nu... Pe când l-am auzit pe Bogdan, că a băgat pizza, tu mici, Iulian Costițe, adică, doamne iartă-mă, și mă gândeam, bă, dar pe urmă, în al doilea meci, de ce v-ați luat 6? Hei, nu, și ai ieșit tu. Și 6 au fost așa, că au ratat băieții aia foarte mult, a făcut Brașoveanu o partidă minunată în poartă. Ciprian Brașoveanu. Da. A făcut Brașoveanu, ne-a închis poarta acolo. Deci doar 6 au apucat să ne dea. Da, adică da. Nu așa oricum. Da. Eu vă spun atâta. Mergeți pe principiu, faceți ce zice, nu ce face. Da? Adică jucătorii care urmăresc. Am dat golul ăla după care am ieșit să vă dau o șansă. Țin minte foarte bine, am dat acel gol după care m-am cerut singur afară, adică am ieșit, pentru că trebuia să aveți și voi o șansă. Oricum n-ați avut, că vă omorâ băieții. Dar dai seama dacă jucam în continuare. Că erați gata, erați pa. Nu. Uite, un mesaj interesant, nu știam, Irobiso Senat și stă pe bancă, Ivanovski din curiozitate joacă, mă întreb, dar Irobiso, să știți că e un jucător pe care chiar îl regret pentru Liga a doua, pentru că eu cred că la ce am observat până acum, fizicul pe care îl avea și genul de fundaș care îi văd în Liga a doua, băiatul ăla marca minim 15 goluri, minim, ascultat ce vă spun. Băi, era un băiat, mie îmi plăcea genul ăla de vârf, avea aliură, era masiv, avea un control deloc rău asupra bingii. Da. Pe mine mă mir pentru că, uite, compară-l puțin cu Nemeț, da? Nemeț care avea un control asupra mingii, cum controlez eu mingea, adică, să mă ierte Dumnezeul, mai mușca mingea. E totuși Nemeț a avut mult mai mari rezultate. Băi, da, am văzut, Ioane, scuze-mă, dar am văzut un gol marcat, uite, întâmplător. Un gol cu capul de aproape 16 metri, zici că a tras-o din voleu, mă, nu știu. Dar uite-te la el cum arată. Uite-te la el cum arată. Da. Impecabil. Nu știu, m-am uitat la doamna Nemeț cum arată. Impecabil, absolut impecabil. Păi de-aia se ține și el impecabil, ca să fie pentru doamna Nemeț. Că mai optezi și acum când spun doamna Nemeț? Da, deci, adevărul că e da, ceva. Asta, mai optezi și acum. Dar... Ce să spun, noi l-am văzut pe, dacă ții minte, acel antrenament în sală, da? Și am văzut controlul mingii pe spațiu redus al lui Nemeț. Fraților, gardul e prieten cu mingea. Adică sărea mingea din Nemeț și din Iliuță Popa ceva de speriat. Au atentat la peajonul ăla din colțul sălii. Dar uite, cei care făceau legea acolo n-au prea ajuns, adică au rămas la acel nivel de fotbal în sală. Gândește-te la Andrei Radu ce tehnică avea, gândește-te la Târcoveanu, gândește-te la Petrică, la Petre, la ăsta. Da, jucători buni pe spații mici. Adică, băi, îți încânta ochiul. Când ajungeau la băieții ăștia care joacă mai mult pe teren normal și sărea mingea din ei, te gândeai, doamne, ce facem? Cu toate astea, Nemeț un atacant bun. Da, un atacant excelent, să știi. Deci excelent. Cumva la voluntari, chiar noi am râs atunci, am fost ironici.
Da, omul face o treabă extraordinară acolo. Și da, el păi și la spune... noi. Și la noi, el s-a supărat, el e profesionist omul. Nici n-a fost tratat cum trebuie, adică să fim serioși. S-a supărat pe bună dreptate. Dar nu a fost tratat pentru că și-a dorit cineva. Asta, aia a fost situația financiară. Da, asta a fost situația. Repet, Girobisu n-ar fi ajutat foarte, foarte mult. Dacă e un jucător pe care chiar îl regre, bine, Pierre, clar, nu ar ajuns să mai discut, dar Girobisu, pentru că n-am nimic cu băieții ăștia din atacul nostru, dar sunt modești, nu sunt atacanți, dacă tot așa speculăm și vorbim pe banii virtuali, pe banii altora, da, acolo este primul post pe care trebuie să mai aduci ceva. Și uite că întreabă domnul Crăciun Marian, ce se întâmplă cu emisiunile tactică, fundalistică, Eduard sau Jaravete și Alecu? Păi, cu Eduard am explicat acum, nu a mai fost dorința lui să realizeze acele emisiuni, doar i-a asigurat suportul tehnic, atâta, da. El era o emisiunile lui, n-am mai dorit, nu pot să insist. Acum emisiunile cu George și Alecu și băieții ăștia acum sunt în perioada de vacanță, uite și Bogdan e plecat în concediu, George are și el evenimente importante în viața lui. Acum nu putem, da, mi-aș dori la un moment dat să le refacem, dar cumva din toamnă, probabil când se mai așează lucrurile și hai să înceapă și echipa asta, că vreți analiză pe înfrângeri? Apropo, și pe rezultate pozitive. Apropo de acest lucru, de concedii, o să vă mai anunțăm, evident, dar săptămâna viitoare nu vom mai avea matinalul, pentru că și eu și Cătălin plecăm în concedii, slavă cerului, nu unul cu altul, așa că nu scăpăm unul de altul, da. Dar este perioada în care și noi ne vom lua concediu, vom face emisiuni doar seara, pe rând, astfel încât chiar să ne bucurăm și noi de concediu, să nu stăm condiționați în fiecare zi de emisiuni, dar până de luni până vineri, probabil, da, vom avea emisiuni de dimineață. O să mai anunțăm acest lucru pentru că, gata, vine vacanța și pentru noi. Am stat în permanență aici din momentul de, nici nu mai știu când, noi n-am avut vacanță, efectiv. Ce vacanță și... să avem, Ioane? Că de când a fost retrogradarea zi și noapte, am avut câte o zi liberă și atât. În rest, tot timpul în emisiune și cumva am ajuns și noi în punctul în care... Da, adică eu de-abia mă supor pe mine, vă dați seama cât de tare vă supor pe voi. Da, lăsând gluma la o parte, săptămâna viitoare nu vom avea emisiuni de dimineață. Ne vom vedea doar la ora 19 la sinteza zilei. Da, voi măcar așa, aici de toate sori, măcar a sus la Brașov, am fost arestat la o domiciliu de accidentare și acum pot și eu să ies. E momentul să ne bucurăm și chiar momentul să ne bucurăm și noi de 2-3 zile. Dacă Doamne ajută, ar fi aceste 2-3 zile și într-o perioadă în care Dinamo intră în normalitate, ar fi nemaipomenit. Dacă putem să lăsăm, Mihai, dacă putem să lăsăm ștafeta cuiva cu mare, mare drag, noi nu spunem gata, nu suntem noi, nu face nimeni. Dacă vrea oricine, o să discutăm și colegii noștri, dar nu e atât de simplu, mai ales pentru emisiunea de dimineață, atenție, pentru emisiunea de dimineață e cam complicat să găsești disponibil la ora 9, dacă poate cineva măcar o zi, două, ok, dacă nu, chiar nu putem să forțăm, nu putem să obligăm, nu putem să avem pretenția asta de la colegii noștri, că ne bucurăm de fiecare dată când intră alături de noi, dar dimineața înțelegem că este extrem de complicat. Corect. Vin banii acum, mergeți în vacanță. E bine că vin la Dinamo. La noi încă mai așteptăm să apară mătușa Tamara în spatele nostru. Da? Bun, gata, Cătălina. Stai, ca să-ți spun, George, stai mă, liniște, că crezi că gata, nu mai știu ce se întâmplă Dinamo, să nu punem știri pe site. Ei, stai tu liniște, că e așa o pseudo-vacanță, dar măcar schimbăm peisajul. Oricum ne luăm laptopurile cu noi, microfoanele, camerele, tot ce trebuie. Adică Cătălina o să se trezească, evident, și în vacanță, nu spun unde se duce, în Bora Bora, dar în vacanță acolo o să găsească un internet să se conecteze, să scrie 5-6 editoriale. Eu o să scriu din când în când, când îmi trece pe chelie, depinde cum mă prinde soarele, pe stânga sau pe dreapta. Nu. De acum vin investitor, mă fac și eu om serios. Uite, aici scuze-mă, dar vreau să spun ceva. Vezi tu, pe principiu ăsta nu puteam să plecăm niciodată vara asta, pentru că tot timpul ardea ceva. Nu, nici nu era momentul.
Da, la un moment dat, știi cum e, a trecut toată vara. Hai să fim serioși, că fiecare dintre voi ați plecat la un moment dat undeva sau. Și la noi, că nu, la un moment dat ajungi la punctul ăla în care spui, mă, măcar schimb puțin peisajul, 2-3 zile, nu mai mult, mai puțin, dar cumva, știți cum e, ne vreți și pe noi cât de cât sănătoși aici, să nu, că altfel ne enervăm și începem să refulăm pe voi, știi, acumulăm frustrări. Dar gata, că nu, să nu consider oamenii că gata, ne plângem prea mult. Da, mă, și oricum nu plângem, nu plecăm în același loc. Eu plec acolo, e America și neamul meu cel românesc, da, glumesc. Voi rămâne aici alături de voi, da? Bun, gata. Să aveți o zi excelentă. Ne vedem la ora 19 la sinteză și să dea Dumnezeu să putem să venim și cu lucruri concrete atunci, cu lucruri palpabile, cu lucruri care pot fi măsurabile, ca să spun așa. Mulțumesc frumos, Cătăline, mulțumesc frumos, dragilor. Să aveți o zi cât se poate de bună. Hai Dinamo! Hai Dinamo!